Bine v-am regăsit! Despre ce trebuie să vorbim azi? Să ne amintim! Și atunci întrebarea este următoarea. Cum funcționează sistemul care oprește încălzirea când începe să fiarbă apa? Pe ce se bazează el? Deci, nu uitați, vrem să fiarbă apa, aparatul se numește fierbător, nu? Vrem să fiarbă, dar să se oprească repede după ce a început fierberea. Am explicat în videoclipul precedent de ce un sistem care decuplează atunci când apa din fierbător ajunge la 100 de grade Celsius nu face ceea ce vrem noi să facă, adică să lase apa să ajungă la fierbere, dar să oprească încălzirea foarte curând după ce apa începe să fiarbă. Un sistem în care decuplarea ar fi controlată de temperatura apei din fierbător, fie n-ar decupla, fie ar decupla înainte ca apa să înceapă să fiarbă, în funcție de conținutul de săruri al apei și de presiunea atmosferică. Ca să identificăm fenomenul care trebuie să controleze oprirea încălzirii când începe fierberea, trebuie să observăm care este diferența între apa care fierbe și cea care nu fierbe, excluzând temperatura. Să presupunem că avem două vase cu apă la aceeași temperatură, dar într-un vas apa fierbe și în celălalt nu. Dacă vă întrebați cum este posibil așa ceva, presupuneți că în vasul în care apa fierbe, ea conține mult mai multe săruri decât în celălalt vas. De pildă, ar putea fi amândouă la 97 de grade, temperatură la care, la o anumită presiune, apa cu concentrație mare de săruri ar fierbe, iar cealaltă nu. Ca să identificăm diferența fizică dintre cele două vase, trebuie să plecăm de la definiția fierberii. Un lichid se poate vaporiza în două feluri, prin evaporare și prin fierbere. Evaporarea înseamnă vaporizarea la suprafața lichidului, în timp ce fierberea înseamnă vaporizarea în toată masa lichidului, adică apar bule de vapori care se ridică în lichid și se sparg la suprafața lichidului. Deci diferența constă în existența unei cantități mult mai mari de vapori deasupra lichidului care fierbe decât deasupra celuilalt, chiar dacă temperatura este aceeași. Așa că ceea ce poate să controleze oprirea încălzirii este existența unei cantități mari de vapori deasupra lichidului, pentru că asta înseamnă că lichidul a început să fiarbă. Aceasta a fost ideea inventatorului John Taylor, care și-a dat seama de încă ceva, și anume că cea mai ieftină pe vremea lui detecție a vaporilor se poate face tot prin temperatură, deoarece vaporii care se degajă sunt foarte fierbinți, au în momentul ieșirii din lichid aceeași temperatură cu lichidul care fierbe, adică în cazul apei în jur de 100 de grade Celsius. Așa că John Taylor a adăugat fierbătorului un captator de vapori, adică o deschizătură sau un orificiu prin care vaporii pot să intre și după care coboară printr-un tub care uneori este în mânerul aparatului sau în cazul acestui aparat coboară în interiorul aparatului mascat de plasticul pe care îl vedeți și ajunge în partea de jos. Și atunci ceea ce se întâmplă când lichidul începe să fiarbă, coboară vapori prin acest tub și ajung jos la un bimetal bistabil, adică cu două forme diferite, una când e rece și una când e cald. Și aici puteți vedea ce se întâmplă când aburii fierbinți ajung în contact cu bimetalul. Acesta își schimbă brusc forma, decuplând tensiunea și oprind încălzirea. Sigur, cum foarte bine a remarcat cineva, trebuie să existe și un termostat de protecție pentru cazul în care fierbătorul este pornit fără apă, deoarece în acest caz nu vom avea vapori care să oprească încălzirea. Am primit destul de puține răspunsuri, ceea ce înseamnă poate că e mai greu să fii inventator decât crede lumea în general. Ciudat la prima vedere, pentru că pe internet există inventatori cu sutele, cu invenții care mai de care. Au reinventat dispozitivul lui Taylor, propunând detecția vaporilor,
Gheorghe Chelbosu, Dumitru Antonie, Petru Drașovean și Daniela Carmen Băluță, dar au existat și alte idei interesante și care ar putea foarte bine să ne dea baza teoretică pentru alte tipuri de sisteme care să oprească fierberea la scurt timp după ce aceasta începe. De pildă, ideea doamnei Dana Vișoiu și a domnului Gheorghe Chelbosu de a urmări variația temperaturii. Când începe fierberea, temperatura apei nu mai crește. Așa că încălzirea ar putea fi oprită atunci când această temperatură devine constantă. După un anumit interval de timp, să zicem după 10 secunde, nu știu care ar fi intervalul optim, e o problemă care trebuie analizată experimental. Pe vremea lui John Taylor, un astfel de sistem era mai greu de realizat și deci mai scump, dar în vremea noastră un pic de electronică, folosind un chip specializat pentru așa ceva, s-ar putea să coste mai puțin chiar decât dispozitivul lui Taylor și să fie chiar mai sigur decât acesta, așa că mi se pare o idee foarte bună. Mai ales că metoda este folosită la termometrele digitale care dau un semnal atunci când temperatura lor nu se mai modifică, adică atunci când au ajuns la echilibru cu corpul. Alte fenomene propuse pentru controlul încălzirii au fost de natură acustică, apa face un zgomot specific când fierbe, optică, felul în care lumina se propagă prin apă se schimbă când apar bule de vapori, electromagnetică și altele. Din punct de vedere fizic, există multe fenomene care pot diferenția apa care fierbe de apa care nu fierbe și, în principiu, toate ar putea fi folosite. Dar mai există și aspecte tehnice și economice la care eu nu mă pricep, însă realizarea practică trebuie să țină seama și de ele. Fără fizică, doar logică și un pic de matematică, dar nu vă speriați, e vorba doar despre adunări. În desenele pe care le vedeți, fiecare pătrat ține locul unei cifre, iar grupele de două sau trei pătrate reprezintă numere, pentru că, după cum știți, numerele sunt alcătuite din cifre și nu invers, cum cred unii, care spun, de pildă, să vă dau o cifră, 7489. Asta nu e cifră, e număr. Avem două reguli. Prima, niciun număr nu începe cu cifra 0. Și a doua, fiecare culoare reprezintă una și aceeași cifră în toate numerele. După cum vedeți, în fiecare desen apar trei adunări. Dar, după câte știu eu, doar unul are soluție, adică există doar un desen din cele trei în care putem înlocui pătratele cu cifre respectând regulile pe care le-ați auzit, în așa fel încât să obținem operații corecte. Și în aceste condiții, vă rog să răspundeți la două întrebări. Prima, care desen, 1, 2 sau 3, are soluție? Și a doua, în desenul respectiv, ce culori au pătratele marcate cu semnul întrebării? Succes pe săptămâna viitoare!